Să discutăm puțin și despre cele mai importante știri din ultima perioadă. Fac referire aici la ultimele 7 zile. Radu Osipov, jurnalistul Moldova 1 lângă mine. Bună dimineața, bine venit! Bună dimineața, Ioane! Trăim într-o perioadă în care sunt foarte multe știri. Suntem inundați, dacă pot să folosesc acest termen, între ghilimele, de știri și internaționale și la nivel intern. Vreau să-mi spui în faza inițială cât de complicat sau simplu poate este pentru un jurnalist știrist să selecteze cele mai importante pentru știri. Un jurnalist știrist nu ar trebui să fie complicat. Pentru o persoană care nu neapărat lucrează cu știrile în fiecare zi, poate ar fi complicat și înțeleg, de fapt, e într-adevăr o avalanșă de știri și informații. Acesta ar fi și genericul emisiunii în context. Din avalanșa de știri, ce alegi? Ce contează cu adevărat? Poți avea încredere în noi. Așa că e o doză de subiectivism, într-adevăr, dar am ales câteva știri pe care le-am crezut bune de comentat astăzi dimineață. Da, asta vom face noi, vom comenta și vom discuta, altfel zis, 4 dintre cele mai importante știri. Până atunci, vreau să te întreb, pentru că toată lumea te vede și la emisiunea În Context, te cunoaște deja din furnizarea de informații pe care le oferă aici la Moldova 1, de altfel, postul public tot timpul a luptat pentru a aduce informații veridice și informații reale. Spune-mi tu personal, dacă în această perioadă, deja de mai bine de 2 ani de când a început și războiul din Ucraina, dacă ai fost și tu în unele momente poate victima fake news-ului și a informației false, pentru că vorbim iarăși de aceeași avalanșă de știri în care uneori ai doar un minut, două ca să citești ceva. Da, probabil aș menționa acel mesaj de pe insula Șerpilor cu soldații ucraineni care ar fi murit eroic împotriva unei nave militare rusești, dar a fost până la urmă, într-adevăr, așa cum e război, are metodele lui, e un război informațional, o operațiune ucraineană care i-a ajutat până la urmă să atragă atenția asupra acestei insule și acei soldați au fost luați în prizonierat și eliberați ulterior și până la urmă, iată, ucrainenii au dezvăluit că da, vestita frază care este înscrisă și pe tricouri și a fost pe buzele tuturor multă vreme a jucat în favoarea lor din punct de vedere informațional. Ar mai fi fost și acea fantomă a Kievului, aviatorul care, asul din aviația ucraineană, despre care se spune că da, a fost o invenție pentru a ridica moralul populației și armatei. Trebuie să fim atenți, într-adevăr, în asemenea situații. Ne uităm ce fac cei de la case mai mari și ei mușcă unele momele pe alocuri, să înțelegem faptul că e presă mai leftistă, presă mai de dreapta, sunt aspecte de luat în seamă, cam asta ar fi. Da, și acum vreau să trecem direct la cele mai importante știri din această săptămână, pentru că ai zis că ai selectat 4 dintre ele. Vreau să începem cu prima știre și să ne oferi mai multe detalii. Agricultorii s-au întâlnit miercuri cu președinta Maia Sandu. Sunt nemulțumiți, chiar dacă Parlamentul a votat o lege care le permite să amâne plățile, datoriile cu jumătate de an, adică până în luna martie. Ideea este că ei vor să extindă acest termen și practic ar exista un acord nescris al guvernului. Dar, pe de altă parte, legea deja e votată, nu le mai convine altă chestie ca în această listă să fie și acei furnizori de inputuri pentru agricultori, pentru că ei, la rândul lor, au de întors datorii și ar fi acolo un conflict, să spunem așa, financiar. Dar lucrurile, până la urmă, ar trebui să se rezolve după întrevederea de la președinție. Guvernul și Parlamentul ar trebui să reia consultările cu fermierii. Ministrul Agriculturii încearcă să facă o chestiune destul de interesantă. Mai întâi a fost la Bruxelles să discute cu actualul comisar pe agricultură, polonezul Janusz Wojciechowski, despre un fond de sprijin pentru fermierii moldoveni, ceea ce nu prea ar fi posibil în aceste momente cât timp nu s-a creat un nou cabinet la Comisia Europeană, Comisia Ursula von der Leyen II.
Dar, iată, Vladimir Bolea a trimis scrisori pentru guvernele partenere și inclusiv pentru cele 27 de state membre ale Uniunii să creeze un fond de sprijin, un fond de solidaritate pentru fermieri. E o chestiune, să spunem așa, nu e neapărat revoluționară, pentru că avem această platformă de sprijin pentru Moldova, creată de Germania, România, Franța, dar aici ar fi cu dedicație anume pentru fermieri. Din punctul ăsta de vedere, e ceva nou. Și ar putea crea un precedent și pentru alte industrie? Cu siguranță, dar aici e probabil o problemă mai mult și de filosofie, pentru că înțelegem cu toții, a fost criza cerealelor provocate de război, criza prețurilor și, într-adevăr, cei care produc și vând sau exportă cereale au avut probleme mari. Fermierii din Europa de Est cumva au fost presați de acest dumping al prețurilor, prețurilor am în vedere cereale din Ucraina, dar cumva a fost un mesaj de solidaritate. E Ucraina o țară în război care trebuie ajutată și acum când spuneam că e o chestiune mai mult filosofică, e că ar trebui statul sau până unde statul trebuie să meargă cu aceste subvenții în agricultură. Pentru că observ o modificare de paradigmă la nivelul conducerii politice, nu neapărat vor sau nu neapărat încurajează aceste investiții în producerea de cereale și imediat exportarea lor, ci vor să lărgească acest lanț valoric ca să vindem produse agroalimentare procesate, poate și mai scumpe și care să genereze locuri de muncă în economia noastră locală. E o schimbare de atitudine, aș spune. Dar vom vedea. Da, vom vedea. Apropo, puteți citi mai multe detalii și pe site-ul nostru moldova1.md pe acest subiect. Găsiți știrile acolo. Noi vrem să trecem la a doua știre. Ce ai selectat? Bun, o chestiune care nu ar trebui ignorată. Noi nici nu am putut să o ignorăm, nici nu am avut voie. Simpatizanții PCRM au fost în fața sediului Moldova 1 și au protestat, au instalat un ecran pe care au difuzat un mesaj, un discurs al lui Vladimir Voronin, pe care Teleradio Moldova l-a refuzat pentru că partidele au dreptul în primele 15 zile de campanie electorală să difuzeze, iată, mesaje gratuite, 5 minute la radio, 5 minute la televiziune. Și argumentele Teleradio Moldova a fost un mesaj adresat de Vladimir Voronin care încalcă mai multe regulamente ale Comisiei Electorale Centrală, face agitație împotriva altui concurent electoral. E un mesaj care provoacă panică și un mesaj sexist. Bineînțeles, fiecare partid are propria conduită și propria idee de a duce o luptă electorală, dar pe de altă parte campaniile electorale nu mai sunt apanajul partidelor politice, sunt la fel și responsabilitatea societății civile. Am discutat cu cei de la Centrul pentru Jurnalism Independent care într-un fel spun că a fost un refuz motivat, mai ales că nu a fost un refuz din prima, pe care mi-a primit șansa să modifice acel spot electoral, să filmeze alt discurs al lui Vladimir Voronin sau a unui alt lider politic. Exact, ce ar fi ales ei în loc de Vladimir Voronin. Dar ideea e următoare și, apropo, am discutat chiar, pentru că au fost, spuneam, în fața sediului nostru, am discutat cu cei de la OSCE-UDIR, care au fost acolo de la misiunea de monitorizare a alegerilor. Deci, practic, așa cum spuneam, electorala e un proces îndelungat care trebuie monitorizat de societatea civilă și de observatori. Am discutat cu mai mulți observatori. Vom vedea ce vor spune și ei. Cam asta ar fi, nu cred că ar trebui să dezvoltăm mai mult acest subiect, pentru că am putea să așteptăm să vedem ce spun într-adevăr campaniile de monitorizare. Da, ceea ce trebuie să subliniem e ceea ce ai menționat, nu a fost un răspuns de nu categoric inițial, s-a oferit posibilitatea de modificare. Iar pot să spun aici
O chestie interesantă, reprezentanții PCRM care, cu care am discutat spuneau de cenzură și e foarte paradoxal când te uiți la televizor și auzi pe cineva spunând de cenzură, chiar în emisie, cumva, la principalul buletin de știri de la Moldova 1, da, cred că asta spune mult. Vreau să trecem și la știrile internaționale. Ce s-a întâmplat? În nordul Rusiei a avut loc un test eșuat cu racheta Sarmat. E o rachetă nouă care trebuie cumva... E o rachetă intercontinentală care poate purta focoase nucleare, adică poate ajunge în Statele Unite sau în alte țări din Europa. A explodat silozul, acea structură subterană în care se afla racheta. Nu este un incident nuclear propriu-zis, a fost o încercare de lansare a acestei rachete. E o rachetă grea care, într-adevăr, necesită multă energie ca să o ridici mai întâi în aer și să e nevoie de multă putere ca să ajungă la mii de kilometri, dar ideea e că acest lucru coincide cu anumite decizii la nivel politic. Rusia vrea să își schimbe doctrina nucleară. Putin a anunțat că orice atac pe teritoriul Federației Ruse din partea unei puteri non-nucleare, unui stat non-nuclear, dacă acest atac e făcut cu arme livrate de țări care nucleare, au, da, de altfel. Exact, cu de țări nucleare, va fi tratat ca un atac comun asupra Rusiei. Deci e o chestie complicată. De fapt, e șantaj, un nou episod de șantaj nuclear. Pe teritoriul Curscului avem armata Ucrainei. Exact, exact, dar ideea e că Lavrov, ministrul de externe, spunea mai de mult, de fapt recent, ca Statele Unite să nu se joace cu liniile roșii ale Rusiei. Dar unde sunt aceste linii roșii? Hotarele Rusiei sunt destul de fluide, pentru că dacă e să ne gândim din punctul de vedere al Rusiei, și Zaporojie, și Herson, și Donetsk, și Luhansk sunt teritorii ale Federației Ruse. Nerecunoscute, teritorii ocupate, dar chiar și aceste hotare, din punctul de vedere al Rusiei, sunt fluide. Unde se termină Rusia și unde începe Ucraina? Nu e clar unde e Rusia, unde e Ucraina, deci e un nou episod de șantaj și eu nu cred că e un motiv să glumim, pentru că într-adevăr înainte nu au existat asemenea, chiar și în războiul rece nu au existat asemenea episoade de șantaj. Uniunea Sovietică și Statele Unite, două superputeri nucleare, nu s-au călcat pe coadă în așa fel să se amenințe cu arme nucleare, deși au fost războaie, da, în anumite zone unde a luptat cumva prin sateliții lor America și Uniunea Sovietică, dar nu s-au amenințat reciproc că distrug lumea. Deci Radu, e o chestie periculoasă până la urmă. Vreau să trecem și la ultimul subiect selectat. Până atunci trebuie să menționăm că tot pe parcursul acestei săptămâni, dacă tot ai făcut referire la liniile roșii, prima ministră Andrei Marci a declarat că nu mai există linii roșii din momentul în care Federația Rusă a ales să atace Ucraina și că liniile roșii ar trebui să fie deja un subiect închis, pentru că nu au cum să existe în momentul în care o țară, dacă putem să numim astfel, face agresiune față de altă țară. Ultima știre, care este selectată? E o știre complementară, pentru că este această reuniune la New York, la Organizația Națiunilor Unite. Știm că Rusia a moștenit statutul de membru permanent în Consiliul de Securitate 1 de la Uniunea Sovietică, așadar are dreptul de veto. Ce este important? Acest Consiliul de Securitate trebuie să apere pacea și securitatea în lume, dar Rusia e parte din acest Consiliu și în același timp acest Consiliu poate să autorizeze intervenții militare. De exemplu, Rusia s-a abținut atunci când NATO a intervenit în Libia. Mai târziu Putin i-a reproșat lui Medvedev că nu a procedat corect. Dar ce este interesant? Iată, ministrul polonez a venit cu o fotografie să-i arate lui Vasili Nebenzia, ambasadorul Rusiei la ONU,
Acea strângere de mână între doi ostași, unul nazist și unul sovietic, se întâmpla în 1939 la parada militară comună sovieto-nazistă, după ce Germania hitleristă și Rusia stalinistă au împărțit Polonia. Așa a început cel de-al doilea război mondial. Polonia a cumpărat Rusia cu Germania nazistă pentru că știm bine, sunt aproximativ 20.000 de copii despărțiți de familiile lor, răpiți și duși în Rusia. Din această cauză, Putin are și un mandat de arest internațional și Radislav Sikorski, ministrul polonez, a amintit despre anumite, iată, lagăre în care erau lagăre de concentrare pentru copii, într-un fel, și a comparat, iată, regimul lui Putin și regimul nazist. Practic, Rusia a fost zdruncinată bine la Consiliul de Securitate. I s-a dat verde în ochi că trebuie să răspundă pentru crimele comise în Ucraina, că nu merită acest statut de membru permanent și că mereu și-a folosit dreptul de veto ca să își apere aliații nu cei mai democratici. De exemplu, Rusia a renunțat, nu a fost de acord cu o cercetare la fața locului dacă regimul Assad din Siria a făcut aceste atacuri cu arme chimice împotriva populației civile. Știm bine că Rusia are interese acolo în Siria, acolo au luptat și mercenarii Wagner. Deci cam asta ar fi dacă e ceva de general acum, pentru că la nivel de ONU s-a discutat foarte mult și se discută în continuare despre posibilitatea de a retrage acest drept de veto pentru țările permanente, pentru că Rusia a profitat, după cum am menționat, de acest drept de veto. Radu, îți mulțumesc mult pentru știrile furnizate și în această dimineață și așteptăm săptămâna viitoare.